fericile iubirii. Iuliana știe foarte bine ce își dorește de la o relație, așa că îl pune în temă și pe Vlad. Vreau o relație normală, vreau să fie o alegere care să ducă la căsătorie, să faci toate lucrurile nebune și în două, să faci orice, orice. Și dacă și tu o persoană zis, se căsătorește, dar eu încerc să-ți explic, să văd dacă avem aceleași idei. Ori nu ai ce să-mi explici, pentru că știi răspunsul și știi alegerea și știi cum gândesc. Ce răspuns? Ce să caut? Ce să caut? Spune-mi tu că... Păi nu, pentru că tu ai zis că vrei să trăiești experiența la maxim. Ok, a zis că da, că nu a zis la maxim, îmi faci cuvinte în gura. A zis că am venit pentru experiență. Scuze, da, n-am venit că trăiesc experiența la maxim, n-a zis niciodată de asta. A zis că am venit pentru experiență pentru că nu aveam gândul de așa ceva, dar în momentul când simți ceva ce n-ai simțit sau n-ai mai simțit de ani de zile, înseamnă că este ceva ce trebuie și nu trebuie dat cu piciorul. Că așa, bine, mersi, eu să termin emisiunea sau dacă o să fiu dat afară și îmi văd de viața mea. Că... Dar dacă n-ai fi tu, să spun sincer că n-aș mai încerca și nici nu o să mai încerc. Ei, acum cum nu mai încerc? Nu, păi să spun sincer că nu stau să... nu-mi place să-l cunosc oamenii. Nu prea îți place. Nu, nu-mi place. Se observă și nu-mi place. Și cum vrei să faci relație? Așa sau... Păi, uite, na, m-a dus aici, prin prisma asta, că eu nu făceam. Chiar nu făceam. Nu știu. Eu când totul merge bine, parcă nu mai mi-e frică. Că dacă... Păi cum adică? Ți-e frică că în emisiunea ai spus că merge prea bine și de-aia ți-e frică? Da, am zis că totul merge bine și de-aia mi-e frică. Păi da. Păi da, cum să ți-e frică? Înseamnă că ți-e frică de bine. Vrei să fie rău și în momentul în care era rău spuneai bine mai că acord o șansă atunci să vedem cum o fi. Apreciază că întâlnești oameni de genul. Nu dacă pe cioră și nu ți-o zic neapărat în contextul meu. Trebuie să apreciezi treaba asta. Probabil este ceva de bine, probabil nu este ceva de bine. N-ai cum să știi până nu se face nimic, până nu conviețuiești cu cineva, nu se știe niciodată. Trebuie să-ți dorești, da, în cazul în care nu-ți dorești, e normal că le pui pe toate și le gândești pe toate. Dacă nu-ți dorești, eu zic că nu le mai gândești. Că îmi doresc foarte mult, știi? Dar nu le mai gândești când îți dorești și le mergi înainte și spui, vedem ce-o fi. Nimeni nu garantează aici. Să știi că nu-mi doresc o relație de o vară și chestii de astea. Viața este imprevizibilă. Nu-mi doresc nici eu, pentru că puteam să nu te amăgești și să nu mă amăgești nici pe mine în discuțiile cu tine și să fiu imparțial, să nu intru într-o cunoaștere, să nu vreau cu absolut nimic, să stau pe bară și asta era. Dacă rezistam, că rezistam aici și pe aia era. Vezi, bă, că e fată bună. Da. Adică eu de ea și de Maria știu de la cazare, de fapt. Că nu vine nimeni la început să zică că vrea să se mărite, că este știi din prima zi. Așa că lasă și pe aia mai ușor, că știe ce zice fata. Păi, dar eu o las. Și să vedeți ce bine să o fie după aia. Eu nu trag și mai văzut cum sunt. Foarte frumos, că de exact pe ea. Așteptările lungi duc la cele mai frumoase exact, reușite. Întotdeauna. Na, na, na. Ba da, de ce zici așa? Nu, 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 fii cu minte, fii cu minte, vezi că nu e, că poate să se schimbe percepția. Ascultă puțin, că rămâi declarat voi într-o relație, e partea a doua, dar ea stă numai cu tine. Știu. Asta e primul pas. Păi eu știu treaba asta. În fine. De câte fete fundite în bluza asta? Unde vreau să mergem? Unde vreau? Prima dată la tine. Dacă aș fi cu tine, ce zici? Am mergit până la tine, păi clar. Păi ești cu mine. Am stat două zile, da, sau până ne-am... Am mergit până la bistrița, să stăm o săptămână. Da, zici, mă, că trebuie să ne cunoști. Da. Păi da, e normal că e cu totul altă cunoaștere. Da. Am stat o săptămână, că clar, așa, după aia am concediu, clar, și după concediu am multe, multe planuri. Eu aș merge direct la mare. Am plecat în cap. Am plecat aici. Ce mare vrei? Mergem, când mergem cu ceva în casă. Păi de ce? Păi să ne luăm, închelim o casă. Păi de ce? Sunt două ore până la mare. Ok, și nu mergi pregătit, să-ți comanzi una altă, eu am nevoie de cu sunt de baie, dacă mă duc așa. Mult. Bine, așa. Ești în emisiune cu capul încurcat, mă duc. Nu prima zi, poate a doua zi. Te încarci cu energie, vezi tu mare, stai tot și după stai, te gândești tu unde. Trebuie să mergi și în altă țară, de asta să fie problemă. Mergem în Grecia, că e aproape. Sau în Bulgaria, că e aproape. Și
putem să mergem cu mașina, nu cu avion. În vamă n-am fost niciodată, e frumos? În vamă e mai liniște, sincer. Da? Da. Sunt cu totul alte persoane, adică vezi că și oamenii și din televiziune și persoanele publice acolo se duc, că nu vor expunere, nu vor... Știi ce zic? E distracție, că distracție, dar nu e expunere și lumea nu caută expunere acolo. Nu e Costinești în care să vină numai copii și pe loc și toată lumea pe impresie și pe ăsta de 2 lei. Aia așa e acolo, am fost și știu cum e. Îmi place să fac mâncare, îmi place să ascult muzică când fac curățenie. Da, și îmi place asta. Îmi place să deschid geamul la dormitor, îmi pun un film pe Netflix. Da, și deschid geamul cum plouă. Da, și să miroase frumos de la ploaie. Și mi-e pasul da, asta. Da, mirosul de ploaie, știi? Da. Sau să fac mâncare în timp și când plouă, să așa deschid, trag draperiile, fac mâncare. Așa sunt. Îmi place să fac prăjituri. Îmi plac multe chestii, îmi plac mult. Tot lucruri normal. Da. Bă, na, bine, sunt în mai multe feluri, nu sunt în același fel, dar și mie îmi plac. Adică asta mă mulțumește mai mult decât să mă duc într-un club să... Pentru mine mi-a plăcut seara asta, că l-am făcut de mult, știi ce zic? Da, da, e ok. E ok să ieși. Și, da, uite, îmi place mai mult la un restaurant sau la un bar, gen un bar de ăsta terasă exterioară. Da, și acolo poți, îți bei un vin, îți bei ceva, adică poți să te distrezi acolo. Și cel mai mult îmi place perioada asta de vară, că la plajă îmi place oriunde. Petrecerile pe plajă și barurile de pe plajă să stai. Mie îmi plac. Acolo, da. Și la colțul blocului. E la oriunde, știi? Bă, dacă ești cu cine trebuie, poți să faci orice. Da. Da. La ce mai mult faci să împlim cu mașina, asta e. Să împlim cu mașina, da, să fac foc, să mă duc lângă un lac și să faci foc, foculeț, să stai, să fac cu cort, să povestiți, să facem ceai. Capricile iubirii. Ei se țin de mână, vorbesc, dar nu se proiectează în viitor, cel puțin. Asta i-am spus și astăzi la emisiunea de la prânz, Iuliana. Am o întrebare pentru Iuliana. Aș vrea să facem un exercițiu de imaginație. Ne imaginăm că ești într-o relație de, nu știu, 2-3 ani. Okay. Și vrei și tu să te măriți, că na, ne visăm mirese și mai ales tu ai spus că îți dorești foarte mult să fii mireasă. Și vine băiatul și zice, iubita mea, dar noi suntem atât de bine împreună, lasă că nu ne grăbim, că dacă durează mai mult o să fie mai bine și mai frumos pe urmă. Cum ai reacționa? Probabil m-ar deranja. De ce? M-aș simți... M-aș gândi probabil că nu m-ar pune pe primul loc sau că nu își dorește la fel de mult. Bun, și acum cum crezi că se simte el când tot încearcă și tu îi zici lasă că mai așteptăm, uite, e de acord cu mine. Mi-a plăcut modul de abordare. Dar, chiar îmi spune în fiecare zi, tot mă întreabă de ce ai nedumeriri, întreabă-mă, dar eu țin să cred că răbdarea este cheia succesului și avem 2 săptămâni de cunoaștere abia și în fiecare zi, credeți-mă că ne adresăm întrebări și încercăm să ne cunoaștem și... Eu nu te îndemn să te grăbești, ci doar să te gândești și din perspectiva lui, cum se simte el. Pentru că e clar că e atras de tine și că își dorește. Da. Se vede, stă foarte pe lângă mult, tine, da. Încearcă să petrece timp. Se și supără când îl ignori, da, și discuți, da, cu altcineva. E clar că e acolo, știi? Și asta zic, să vezi și din perspectiva lui și apoi să iei deciziile în cunoștință de cauză. Dar ce anume te face să fii încă un pic în gardă? Da, da, Paula, am mai și zis această chestie. Prin tot ce am trecut eu sau în prima relație, consider că m-am grăbit. Și acum vreau să fie ultima alegere și nu doar aici, vreau să-mi aleg persoana potrivită mie pentru a avea o căsnicie și să fie ceva frumos și afară și să ne înțelegem și să nu mai regret nimic din ceea ce o să se întâmple aici. Și da, pe de altă parte, când ești calitate de, nu știu, prietenie sau ce aveți voi acum, tu nu poți să cunoști omul
Sau nu poți să... Adică el va fi într-o relație diferit, ușor diferit față de cum e acum, pentru că nu-și permite să se deschidă total, nu? Adică și el stă în gardă că dacă și-o ia, dacă pune suflet și tu te trezești și zici, a, eu nu mai vreau, știi? Adică fiecare tip de relație îți permite să te comporți într-un fel, până într-un anumit punct. Adică tu nu poți să-l cunoști ca iubit. Acum. Vlad, tu meriți să fii, nu știu, persoana asta care să îndure toate angoasele pe care le are Iuliana? Cred că prea mult spus meriți. Atunci reformulează tu. Crezi că ar trebui, poftim? De ce nu? Să fii persoana care... Ea merită. Ok. Adică pentru ea, da, sunt dispus, da, normal, da. Frumos, și în același, scuză-mă, Roxana, în același timp aș vrea să întreb pe tine, Iuliana, crezi că există cineva care poate să-ți dea garanția că bărbatul acesta, Vlad, sau bărbatul pe care ți-l vei alege să fie bărbatul, soțul tău, este cel pe care îl vei avea pe viață? Nu, niciodată. Păi și atunci cum faci? Că știi, ești, sunt două chestii total diferite. Mă gândesc că, nu știu, în așteptarea trenului potrivit, poate îl vei pierde pe trenul care te duce în gara potrivită. Da, dar... E ca și cu drobul de sare, știi? Aoleu, aoleu, aoleu. Ce anume va face ca toate angoasele tale să treacă? Timpul? Adică e o chestiune de timp sau e o chestiune care ține de persoană? Nu, ține doar de noi doi, de el. Deci... Păi, atunci, poate cel mai bine ar fi să-i pui întrebările alea esențiale, da, pe care vrei să... Decât să pierzi vremea, adică să stai să treacă timpul. Sunt doar 2 săptămâni. Eu când aud asta cu 2 săptămâni, te poți îndrăgosti și în 2 zile, dacă e. Și să te deschizi întru totul, ca omul din fața ta să te cunoască, să-i dai șansa să te cunoască și să-l faci și pe el să se deschidă în fața ta, că îți dai seama că și el stă un pic cu garda ridicată, că dacă tu ești așa înconjurată de niște ziduri, e greu să fii peltea. Și să știi că îți mai spun o chestie apropo de discuțiile pe care le-am avut și astăzi la prânz. Am cunoscut și eu, cum am cunoscut cu toți, mai multe persoane. Persoanele care mi-au spus peste nu știu câtă vreme te văd pe tine făcând nu știu ce și nu știu cum, dar neasociindu-mă cu persoana respectivă, n-au avut ce căuta în viața mea.